Bună seara din nou, am revenit pentru cea de-a treia parte a episodului pilot al noii cronici a supranaturalului. Spun noua cronică pentru că este un format nou, un format inedit în care vom vedea, am văzut și vom vedea în continuare filmulețe, vom avea informații din actualitate. Așteptăm și mesajele dumneavoastră. Acum Elis este pe chat. Din păcate am avut o mică problemă cu internetul și până acum n-am putut vedea. Iată, ea lucrează la acest chat. Așa cum vă spuneam și cum ați văzut în partea a doua, am văzut filmul, o mică parte din filmul realizat de Vlad Iaconescu despre catedrala de la Chartres, dar și despre misterul, mai ales despre misterul transmis din timpuri imemoriale de organizații, de sisteme inițiatice care au avut influență și asupra creștinismului, asupra primelor forme de creștinism care s-au pierdut, au fost modificate, dar în orice caz au legătură cu ceea ce apare acolo în catedrală și în același timp contravin cu ceea ce știm noi despre, chiar despre creștinism. Săptămâna viitoare, în cadrul primului episod, pentru că acesta am spus este episodul 0, vom discuta, vom vedea tot filmul lui Vlad și vom discuta pendelete despre erezia gnostică, despre originile creștinismului și despre tot ce se învârte în jurul acestui mister al templierilor, al gnosticilor, al creștinismului inițial. Acum, în cea de-a treia parte, vom vedea un alt mod de abordare al zonei supranaturalului sau al inexplicabilului, un mod experimental, un mod de investigare pe teren, realizat de data aceasta de prietenul nostru George Cohal și care se referă la mistere chiar de lângă noi, din România. Este vorba în acest prim episod de Trovanți. Un reportaj mai mare, evident, decât ceea ce veți vedea, dar acum vă invit să vedeți aceste câteva minute și să revenim ulterior cu comentarii pe acest subiect. Deci, regia, vă rog să vedem filmul. Nu căutați cuvintele trovant, trovanți în dicționarele limbii române. Nu le veți găsi. Lingviștii au omis să le treacă, iar specialiștii se chinuiesc încă să găsească o definiție și să dezlege misterul acestor minuni ale naturii. Oamenii locurilor le zic dorobanți, bălătruci sau pietre mergătoare, pentru că, uneori, acești coloși o iau din loc și pornesc ușor la drum, împinși sau atrași de o forță neștiută. Trovanții sunt niște concrețiuni, în general carbonatice, în roci foarte friabile, de tipul gresiilor friabile, de tipul nisipurilor, care apar ca concrețiuni determinate de circulația soluțiilor diverse în roca respectivă și concentrarea ei în anumiți noduri în care se produce cristalizarea carbonatului de calciu existent în soluție. Vârsta trovanților se pierde în negura începuturilor lumii, ei existând încă din depozitele geologice eocene, acum 54 de milioane de ani, și până în depozitele romaniene,
purtând denumirea straturilor geologice respective. Trovanți eoceni, oligoceni, badenieni, sarmațieni, cei mai deși fiind cei meoțieni, ponțieni, gețieni și romanieni. Ca arie de răspândire, aceștia se întâlnesc în zona de curbură a Carpaților Orientali, în sudul Moldovei, întreg bazinul Transilvaniei, în subcarpații Munteniei, până în vestul Olteniei și chiar la drobeta Turnul Severin. Cert este că formele deosebite care se găsesc în România sunt unice în lume. Teoriile elaborate de geologi privind geneza acestor pietre care cresc par neverosimile. Fenomenul ca atare nu este studiat suficient și de aceea el rămâne misterios și extraordinar în esența sa. Și alți cercetători, mai apropiați de zilele noastre, și-au exprimat părerile asupra trovanților, dar enigma formării lor a rămas nedezlegată. Eu am avut la un moment dat o imagine pentru a reuși să-i facem pe copii să înțeleagă fenomenul. Și am zis așa, dacă într-o farfurie cu făină, de exemplu, aruncăm câteva picături de apă, imediat se aglomerează în jurul apei particulele de făină. Fenomenul, practic, așa se întâmplă și în natură, evident, la scară geologică. În luna august 2006, echipa noastră a ajuns pe Valea Câmpiniței, în dreptul localității Cornul din județul Prahova, acolo unde apa scoate la suprafață adevărate opere de artă, de la sfere de diferite mărimi, până la forme împletite, înmugurite, unele sparte în fragmente mai mari sau mai mici, ca după un cataclism îngrozitor. Râul Câmpinița își are izvoarele pe Valea Soarbelor și Valea Bonacului. Vestigii de mii de ani păstrează și acum urmele primilor locuitori, așezați aici încă din Neolitic. Alături de securi de bronz și cioburi de ceramică, Valea Câmpiniței mai păstrează ceva cu totul deosebit. O adevărată colecție de trovanți, de forme, mărimi și structuri diferite. Da, iată un scurt fragment din acest reportaj despre trovanți, acest film documentar despre trovanții din România, realizat de George Cohal și prietenii săi de la revista Lumea Misterilor. De altfel, ați văzut acolo câteva litere, nu reprezintă sigla vreunei firme, ci sunt inițialele celor care au participat la acest reportaj. Cred că nu s-a putut citi din cauza burtierei noastre faptul că specialistul care a vorbit în film, care a fost intervievat, este domnul Iamandei de la Muzeul de Geologie. Și cred că merită să spun numele tuturor celor care au participat la realizarea acestui și pentru noi a fost un episod pilot. S-a vrut o denumire deosebită, Redescoperă Dacia, dar nu am reușit să pătrundem nicăieri. Episodul întreg are 23 de minute cu tot cu generic, iar participanții și realizatorii acestui documentar, că practic este un documentar, sunt Cristian Pompei, era atunci redactor șef la Lumea Misterelor, domnul Ionel Grama, comentatorul, vocea din fundal este a domnului Ionel Grama. Comentariul scris și imaginile sunt ale mele,
da? Filmările sunt ale mele, iar montajul este făcut cu domnișoara Iuliana Constantinescu, specialistă la IATC și profesoară în această zonă de film, documentare. Bun, le transmitem mulțumirile și felicitările noastre. Într-una din săptămâni viitoare vom da pe larg, vom da integral acest film și vom discuta pe larg despre această realitate a trovanților. Acum, mie mi-aduce aminte de un episod din Stargate, un serial pe care l-am urmărit foarte, foarte atent, Stargate SG-1, în care era o planetă populată cu un soi de chestii de genul ăsta, de plante, pietre, niște plante care arătau ca niște pietre și care alea conduceau, de fapt, niște făpturi umanoide. Deci ele, practic, nu se mișcau din loc, creșteau așa cum doreau, dar puterea lor telepatică era atât de mare încât îi controlau cu această putere pe acei humanoizi. Și stai să te gândești câteodată la acea idee că, în fond, suntem precum pământul din care ne-am născut. Că, de fapt, natura noastră, relieful nostru ne conduce și ne guvernează. Știi, mă gândeam așa. Și, pe de altă parte, apropo de inițierea masonică, Vlad, și de sufletul mineralilor, știi, în cadrul chestionarului inițial ești întrebat dacă tu, aplicant, crezi în existența sufletului în toate cele trei regnuri, deci inclusiv în regnul mineral. Deci iată, în sistemul inițiatic, în masonerie... Este o idee esențială în cadrul ezoterismului. Da, exact. Și a fost devoalată de-a lungul timpului și în artă și de diferiți oameni care s-au exprimat prin lucrările lor, mergând de la pictor, de exemplu, Hieronymus Bosch, da. În acea grădină a delicilor, apar niște plante care te duc cu gândul la această chestiune, mergând mai departe către arhitectură și îl avem aici ca exponent pe Gaudi, care reprezintă iarăși o anumită parte vegetală, să zicem, din perioada de evoluție a umanității din punct de vedere ezoteric, văzută numai ezoteric. Așa este. De la mineral la vegetal, de la vegetal la animal și de la animal la uman. Bun, Vlad e un om care a, tot așa s-a plimbat în toată lumea ca să studieze aceste mesaje în piatră sau în artă ale ezoteriștilor din vechime. A avut nu numai posibilitatea, dar a avut și voința să facă acest lucru. Vom vedea în alte episoade alte filme realizate el pe toate meridianele lumii. Revin la George și la filmul lui. Spune și nouă, care e până la urmă esența în legătură cu aceste miracole, să le spunem, aceste fenomene ciudate, trovanții, de ce se numesc ele pietre umblătoare? Practic nu sunt pietre umblătoare, ci sunt pietre care cresc da. În timp, așa cum a spus domnul Iamandei de la Muzeul de Geologie, cresc în ere geologice, în milioane de ani. Deși eu am fost la Horezul, lângă Horezul, o mugurire, așa se observă, ca niște muguri pe ele. Da, și am luat trovanței foarte mici, i-am dat la diferite persoane, la prieteni, la cunoștințe și unii au recunoscut că au început să crească. Foarte, foarte greu, se vede foarte greu, dar se pare că, într-adevăr, se întâmplă ceva cu ei. Eu am avut vreo trei trovanți perfect rotunzi mici acasă, în vreo 6 luni de zile, au început să se facă ca niște ghinde. Teoria cea mai... pe care eu o accept și îmi place cel mai mult, este că există niște bacterii care transformă apa și substanțele nutritive cu care se hrănesc în carbonat de calciu. Acest carbonat de calciu conglomerează firele de nisip, ele trăind în colonii, probabil că se formează acele sfere
acele forme deosebite cum pe care le-ați văzut. E interesantă, interesantă teoria ta. Sunt foarte multe legende. Dar eu zic că nu prea stă în picioare, pentru că dacă ar fi fost așa ceva, bacteria aia imediat ar fi fost depistată, recunoscută și s-a spus, doamne, trovanții sunt creați de bacteria X. Tocmai ori nu mi-aduc aminte. La universitate din America a fost descoperită o asemenea bacterie care face exact acest lucru. Dar nu și în cazul ăsta de la noi. Noi am prezentat în cele 23 de minute în filmez tot ce am găsit cu privire la teoria trovanților și din geologie, că unii spun că în timpul cutremurilor se conglomerează în firele de nisip și se formează aceste... Pe cale mecanică, adică? Pe cale mecanică. Unii spun că sunt și într-adevăr am filmat, o să vedeți și în filmuleț, după ce scade apa în urma ploilor pe râu, chiar și la câmpinița formată, se fac niște, niște sfere din mol, din astea știu, am văzut, care da, eu... după ce se usucă se sfărâmă și se transformă înapoi în nisip. Există foarte multe... Dar asta nu explică de ce cresc acești trovanți în casa unui om, au nicio legătură, adică... Păi nu cresc, nu cresc, sunt legendele care... Păi, dar ei spun, tu mi-ai spus acum... Păi, așa sunt legendele în diverse locuri, pentru că trovanți se găsesc peste tot, nu numai la noi. În toată curbura Carpaților se găsesc dincolo în Ardeal, se găsesc și în alte țări din, din Europa. Am găsit legende, domnul Graham a găsit niște legende chinezești în care se vorbește de un rege și o regină care foloseau aceste pietre ca un gen de servitori ai lor, că au venit din spațiu extraterestru, din spațiu cosmic, au venit vizitatori și au făcut ființe aici, le-au dat viață și au pus să scoată aurul din măruntaiele pământului de care aveau ei nevoie acolo. Și însă și în Biblie se spune că Domnul Dumnezeu a creat pe om din țărâna pământului, a suflat peste el suflare de viață și astfel s-a creat... Și nu numai Biblie, asta vine încă din epoca sumeriană și la indieni. Deci în filmul întreg prezentăm tot ce am găsit cu privire la crearea sau nașterea trovanților. Formarea trovanților. Da. Filmul, deci, o să-l prezentăm în săptămânile următoare. Vom discuta și cu, poate și cu ceilalți care au participat la realizarea lui și cu alți specialiști. Poate și cu un geolog din zona Open Mind, ca să nu întâlnim o piesă din aceea seacă, da? De laborator care ne va spune, nu, domne, nu există numai... Dacă în multe cazuri de genul ăsta, dacă teoriile ar fi fost atât de clare, eu nu înțeleg de ce nu sunt deja explicate și când deschizi, știu și eu, și Wikipedia, să găsești acolo toate explicațiile. Deci, iată un exemplu de cercetare făcută de George pe teren, de reportaj pe teren în zona aceasta a inexplicabilului. O altă zonă pe care George a cercetat-o și am discutat recent de ea este pădurea Baciu. Pădurea Baciu, care iar a ieșit în evidență acum câteva săptămâni sau zile, nu mai știu când s-a vorbit despre pădurea Baciu, despre dispariții, despre misterul acelor copaci crescuți foarte ciudat și, evident, o zonă de care se vorbește încă din anii 70, ba chiar una din primele cărți de ufologie apărute în România a unui autor consacrat, Florin Gheorghiță, vorbește despre, sau și arată și poze realizate cu OZN-uri deasupra pădurii Baciu, ba chiar acolo apare și un fapt inedit, dacă nu mă înșel, în istoria OZN, un fel de balon, nu, din care ieșeau aceste, un corp din care ieșeau aceste OZN-uri, erau mai multe acolo. Deci a fost o întreagă... Există o problemă. Florin Gheorghiță a scris în 1973 prima carte OZN, o problemă modernă, parcă se numește, da. Exact, OZN, o problemă modernă. O chestiune modernă, mai adevăr. O problemă modernă. Da, da.
Așa? A, nu, da. Este a lui J. Allen Hynek, este o chestiune serioasă. O chestiune serioasă, confund. Iar fotografiile publicate în acea carte fac parte din colecția regretatului Alexandru Sift, care a murit înainte de 89, avea o foarte mare colecție de imagini cu pădurea Baciu și nu numai, care după moartea sa pur și simplu a dispărut. Iar în fotografie, în orice analiză, toată expertiza se face pe materialul original și nu pe poze sau pe copii. Asta este marea problemă și de aici rezultă un scepticism în rândul cercetătorilor. Eu cred că la ora actuală, cu mijloacele care există, nu mai e nevoie de original. Mi se pare că se poate stabili cu ajutorul unor calculatoare și a unor programe performante chiar fără original, dacă s-a făcut vreo cert este că fotografiile lui Emil Barnea, făcute în 1968, în zona Clujului, tot acolo, în zona pădurea Baciu, aceste fotografii au fost considerate la vremea respectivă cele mai serioase, cele mai bune, au fost declarate autentice și expuse la loc de cinste la unul din primele congrese internaționale de ufologie din lume. Iată, aveți în speț, aveți și câteva imagini din zona pădurii Baciu. Din câte mi-ai spus, ai stat de vorbă acolo cu oameni de-ai locului care nu știau de răpiri sau de dispariții. Exact, exact. Deci am stat cu câțiva oameni în vârstă. Este adevărat, nu poți să stai de vorbă cu toată lumea. Da, deci aici remarc o singură chestiune, să zic așa, ca un cunoscător al pădurii și chiar al, să zic așa, făcând o perioadă și având și o afacere cu lemn, cam știu cum cresc copacii, toți acei copaci contorsionați din zona centrală, acolo unde se află renumita poiană din mijlocul pădurii Baciu, mie mi se par foarte ciudat cum au crescut atât de contorsionați, având totuși suficient soare, suficientă lumină, fiind destul de rari, deci nu este specific unui accident din cauza unor probleme ale pădurii, ale climei, unei ciuperci, cum se mai întâmplă la copaci. Deci mie mi se pare destul de straniu și tot de la tine știu că mai mulți silvicultori ți-au relatat faptul că există un strat ars la circa un metru și jumătate, 2 metri. Am stat de vorbă cu pădurarul zonei, care era pădurar de 30 de ani, de aproximativ 30 de ani, a spus că a și dormit acolo în poiana aceea rotundă și n-a avut nicio trăire. În schimb, a recunoscut că aproximativ la un metru adâncime, în acea poiană, există un strat de pământ ars sau de o zonă arsă. Prin peregrinările mele în acțiunile de cercetare în diverse zone unde eram chemat și de cititori și aflam din diverse surse despre anumite lucruri, am aflat că, de fapt, se știe de către toată lumea, există zone benefice, zone malefice, există zone bune, zone rele, nu merge pe acolo, țăranii știu, nu merge pe acolo că nu e loc bun, mergi pe aici că e loc rău. E posibil ca și acolo să se întâmple acest lucru. Imaginele pe care le vedeți, probabil că sunt preluate dintr-un film făcut de Daniel Roxin, care se ocupă și e foarte serios de... se ocupă de aceste lucruri, de face filmulețe cu dacii și cu poiana aceasta din zona Clujului, pădurea Hoia Baciu. Se poate, numai că în momentul de față, deci eu nu am văzut poze actuale făcute în zona respectivă. Sunt acele poze făcute prin anii 60-70 ale căror originale nu se mai păstrează. Te referi la OZN-uri. Mă refer la fenomenele din pădurea Baciu. Baciu, da.
Nu, oricum, copacii arată cei puțin, aceia strâmbi din zona centrală arată, după părerea mea, arată ciudat. Este adevărat, eu mai am niște imagini, am găsit o zonă aproximativ la fel cu copaci contorsionați, o zonă mai ciudată și la fel. Și în zona aceea au fost văzute lumini, cineva, un amic mi-a povestit, am fost acolo, se simt niște energii în zona respectivă, am găsit și o ciupercă foarte mare, foarte mare, ceva de genul ăsta. Ai mâncat-o? Nu, că nu era comestibilă. Și că nu prea există. Da, însă era ciudat, aceasta mi-a atras atenția. Acolo se întâmplă ceva, sunt niște energii, copaci contorsionați, ciuperca aceea uriașă. Am și imaginile, pentru că am foarte multe imagini din acțiunea aceea de investigații la lumea misterelor. Da, deci apropo de aceste investigații, din câte știu, ai vreo, nu știu, 1000 de ore de filmare. Nu, vreo 150. Sau vreo 150, da, mă rog, exagerez ca orice ziarist. Da, o să încercăm să prezentăm. Da, deci iată 150 de ore de filmare, veți avea ce vedea de pe teritoriul României, zone în care ulterior puteți să le vedeți și dumneavoastră, să, cu un mic efort, puteți să intrați în aceste zone de legendă pe care, iată, George le-a cercetat și a avut discuții cu oamenii de acolo, mă rog, în legătură cu pădurile. În general, interviuri, oamenii spun, da, deschis, din experiențele exact. Lor. Și sunt oameni credibili, sunt țărani simpli din mijlocul... Da. Știu eu. Tot în legătură cu Baciu sunt și mulți clujeni care povesteau, domnule, eu acolo mă duc să fac jogging și asta, n-am întâlnit niciodată, sau din potrivă, unii spun, eu mă simt mai bine, mai energizat când merg acolo. Sincer, eu, fără să mă consider un hipersensitiv, pot să spun că am avut asemenea senzații în zona Văii Prahovei, adică, mai spus-o, în zona Vârfului Ocolit, într-adevăr, parcă simți ceva, o anumită energie, sau mai bine zis, nu o energie, ci parcă simți cum ți se schimbă fluxul energetic în corp, o fel de răsturnare a interacțiunii energetice, magnetice, poate, sau cum să o numim, cu pământul. Ca și cum, din punct de vedere energetic, te-ai răsturna. Nu te răsturni fizic, pur și simplu, ci parcă ceva s-ar întâmpla. Se manifestă niște energii, de fapt se manifestă niște câmpuri informaționale care interacționează cu câmpurile noastre. Eu am asemuit-o, de exemplu, cu unele asane. Practicând Hatha Yoga la nivel de întreținere fizică, în momentul în care faci anumite asane, simți eu așa, nu ca în cazul mânării sau stând în cap sau chestii de genul ăsta, e momentul ăla, ai această schimbare nu numai fizică. Așa am simțit eu, de exemplu, acolo pe Vârful Ocolit sau Bucura, Vârful Bucura, cum este numit. De asemenea, pe un vârf mai micuț din Munții Baiului, Vârful Dutca, în fine, sunt zone și zone. Asta s-ar putea să depindă și de om. Eu cred și că zonele anumite acumulări fizice de tipul nodurilor orografice, da? Noduri de întretăiere a lanțurilor muntoase sau a unor picioare de munte, acolo iarăși fiind această acumulare extraordinară de materie grea, e posibil să te influențeze și pe tine. Mai mult, eu am observat aceste influențe nu numai în biologic, în corpul nostru fizic, ci pur și simplu în cazul acumulatorilor de la telefoanele mobile și de la camera de luat vederi. Deci era acumulatorul consumat jumătate, am intrat într-o zonă și mi-a sărit în ochi că acumulatorul era peste capacitatea maximă. Am intrat și știu alte zone din România unde te duci, pur și simplu acumulatorul este zero, se închide camera, nu poți să faci o imagine, nu poți să faci o imagine, o fotografie sau să înregistrezi un minut de imagini pe video, deși acumulatorii erau încărcați full. Când se pleacă undeva la o cercetare, normal, îți încarci acumulatorii, bateriile, cei materiale, ca să nu rămâi în pană. S-au întâmplat lucruri din acestea.
Mergând pe această idee, deși la începutul discuției s-a făcut o legătură cu fenomenul obiectelor zburători neidentificate, eu nu m-aș lega neapărat de acel fenomen și aș merge direct pe o ipoteză foarte simplă, considerând de la început că Pământul este un organism viu, el însăși, și nu este o materie inertă, el este străbătut de energii și peste tot în lume există aceste locuri în care, cum spunea prietenul George, aceste schimburi energetice perceptibile de oameni și de-a lungul istoriei, trebuie știut faptul că, că oamenii când au sesizat anumite zone care informațional vibrau cu ei, acele au fost zone cu predilecție acceptate de către religiile din acea perioadă pentru întemeierea așezămintelor de cult. Trebuie știut că, mergând mai departe, foarte multe din așezările ecleziastice creștine au fost făcute pe vechile temple, vechile locuri ale unor temple, da. Ele la rândul lor au fost făcute în anumite zone și nu întâmplător. Să nu uităm, de exemplu, că celții alegeau cu foarte mare atenție locul în care își clădeau un așezământ de cult. Iar, nu știu, aici cred că cel mai teribil este exemplul moscheei, marii moschei de la Mecca, la Kaaba. Deci Kaaba are niște proprietăți absolut extraordinare din punct și nu numai. Niște coincidențe stranii de tot, niște coincidențe absolut stranii. Asta o să le discutăm într-unul din episoade. De exemplu, dar Mecca este un fenomen într-adevăr din punct de vedere al acestor coincidențe. De exemplu, catedrala din Chartres, în zona în care este amplasată una dintre cele trei madone inițiatice, madone negre, da? Madonna de pe stâlp, cum este ea numită, este cunoscută ca fiind o zonă cu energii foarte puternice. Eu am văzut în catedrala din Chartres, intrând yoghini care stau în pozițiile lor, am văzut oameni din diferite religii care merg nu pentru a intra neapărat într-un așezământ de cult creștin să-l viziteze, ci pur și simplu, de exemplu, există un pelerinaj al indienilor la Chartres care se face la o anumită dată. Ce chestie, n-am știut. Și revin la ce dată? Revin la această... am senzația că în ultima vineri dintr-o anumită, nu mai știu cu exactitate. Da, uite, asta trebuie să studiem, ca să nu spun vreo prostie. Da. Dar lucrurile acestea, mie cel puțin, mi se par normale. Dar există tot felul de obiceiuri legate de radiestezie, de feng shui. Uh-huh, uh-huh. Înainte, în anumite zone ale lumii, înainte de a ca cineva să-și construiască o casă, sunt chemate persoane care măsoară radiestezic. Da, corect. Fac un gen de biometrie a locului respectiv și spune casa e bine să ți-o faci aici sau nu e bine să ți-o faci aici. Am văzut în multe filmulețe prin Statele Unite ale Americii să practică, deși obiceiul este și de la noi, fântânarii asta fac, inclusiv radiestezie pentru amplasarea unor construcții. Se știe și la un moment dat am supărat pe cineva că am făcut o afirmație că în anumite biserici locul respectiv produce vindecările miraculoase și revenirile în starea de sănătate a persoanelor și nu anumite, știu eu, icoane făcătoare de minuni. Pentru că poate fi o acumulare este valabil energetică și lucrul ăsta, dar în momentul când un obiect de cult este mutat într-o altă locație, își pierde puterea. Deci puterea obiectului de cult e legat de locul unde a fost amplasat prima dată. Da. Foarte interesant. Ok. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vreau să le mulțumesc celor care au intrat și au scris pe chat. Mă rog, așa cum am spus, au fost niște mici probleme cu internetul. Săptămâna viitoare le vom rezolva.
Săptămâna viitoare Vlad ne va prezenta acest film scandalos de interesant pe care l-a făcut despre, v-am spus, despre creștinism, exagerez, misterele gnostice, da, de data asta nu exagerez, și cred că va fi un material care va suscita foarte multe, foarte multe dezbateri. Ce mai urmează? Mă uitam așa pe lista mea. Vom vorbi evident despre pasiunea mea legată de demonologie, vom vorbi despre zeii antichității și despre eroi, vom vorbi despre ființele supranaturalului, despre zâne, despre vampiri, despre fantome, vom vorbi despre misterele ascunse din totdeauna, vom vorbi despre iad și despre rai, vom vorbi despre personaje căzute sau personaje înălțate. În fine, deci multe, multe subiecte. Vom vorbi de asemenea despre pasiunea lui Ellis din zona filozofiei hinduse, vom vorbi despre karmă, vom vorbi despre dharma, vom avea și invitați din străinătate prin Skype. Deci acesta a fost un prim episod pilot. Vom vorbi despre cărți. Iată, am aici câteva pe care n-am apucat să vi le prezint, dar v-aș sugera, apropo de ce a prezentat Vlad, citiți-l pe Simon Toyne, citiți Sanctus, pentru că este o carte foarte interesantă, prezintă într-un fel așa între roman și film de acțiune câteva adevăruri pe care Vlad le-a spus mai științifice. Acolo le veți vedea, le veți citi ca într-un film de acțiune. Citiți și Alianța Diabolică, pentru că va releva cum anume este aplicat, a fost aplicat în istorie, în istoria recentă a celui de-al doilea război mondial, cum a fost aplicată legătura cu supranaturalul, cu demonologia, cu anumite culte inițiatice, mă rog, din zona lui Aleister Crowley, în zona inițierilor sexuale, cum au fost aplicate ele și la ce rezultate, nu zic numai catastrofale, dar oricum misterioase, a dus această legătură. De acum încolo vom avea și un premiu pe care emisiunea îl va oferi celor mai interesante intervenții pe chat sau telefonice, și acest premiu va fi o carte interesantă din această zonă a spiritualității. Formatul săptămânal va include deci filme, dezbateri, intervenții și reportaj pe teren aici printre misterele noastre din zonă. Nu înainte de a ne despărți, vreau să vă aduc aminte că doamna Cora Mizil va prezenta săptămâna viitoare, începând de săptămâna viitoare, o emisiune dedicată dezvoltării personale și tratamentelor alternative. Dar vor fi dezbateri adevărate, nu publicitate din aceea, știți dumneavoastră de care, cu vindecători mai mult sau mai puțin reali, cu protecții mai mult sau mai puțin reale. Deci niște dezbateri oneste despre chestiuni misterioase, dar folositoare fiecăruia dintre noi. Din câte știu, în primul episod va avea o foarte, foarte interesantă, clar văzătoare în emisiune. Dar mai multe detalii în cursul săptămânii viitoare. Eu îmi iau la revedere aici, alături de colegii mei, de Elis, pe care o veți vedea în calitate de asistent în fiecare episod și o veți vedea mai vorbăreață. Ea de obicei foarte vorbăreață, dar azi am vorbit eu prea mult. Vlad Iaconescu, George Cohal, pe care îi veți mai revedea. Noi ne întâlnim din nou luni, de data aceasta luni la 8:30, cu o emisiune socială, unde alături de câțiva confrați și prieteni vom dezbate un subiect foarte interesant, poate la fel de misterios, dar dintr-o zonă care ne doare mai aproape de buzunar, și anume zona speculațiilor din industriile strategice, din apărare și alte chestii extrem, extrem de secrete. Vă spun o noapte bună de la Cronica Supranaturalului.
să trecem la cronica nopții.